au adus paradisul pe pământ. Vorbim despre locuitorii unui sat din sudul Moldovei care s-au gândit să valorifice cișmeaua lăsată în paragină, dar care este strâns legată de istoria localității. Așa, în mai puțin de 2 ani, a apărut destinația cu denumirea simbolică Porțile Raiului. Un loc frumos de odihnă pentru săteni și turiști. Un parc verde cu bănci, izvoare și teren de joacă pentru copii, construit cu implicarea fiecărui om din comună. Locuitorii din Caplani, Ștefan Vodă, și-au construit propriul colțișor de rai. La marginea satului, lângă o pădure, dintr-o stâncă imensă, curg tocmai 20 de izvoare. Locul a fost lăsat în paragină an la rând, iar cu puțin timp înainte de a afla de coronavirus, oamenii s-au gândit să-l renoveze, spune istoricul din localitate. Veți un exemplu unde setenii s-au unit și au făcut un loc de odihnă. În perioada pandemiei, 2 ani de zile, practic a fost făcută, renovată cișmeaua din Caplani. Izvorul Călugărului este unul dintre cele mai impresionante. Valeriu Tabunșcic spune că este un loc divin, unde rugăciunile oamenilor sunt auzite. Chiar anul trecut, vă spun drept, au fost o secetă, nicio picătură de ploaie. Oamenii din Caplani, împreună cu părintele Iuri, au venit și s-au rugat. Și iată, anul acesta avem practic 2 luni de ploi și ploi. Oamenii au zidit un tron al Călugărului pentru rugăciuni, turnuri și au improvizat o cetate. Au instalat leagăne confecționate de către meșterii populari din sat. Mihai Calancea este autorul unei răstigniri ce se înalță deasupra cișmelei. Deodată, știți, lucru de răspundere, că e mare, aș trebuie dreaptă, cu calitate, nu știu că este un lucru sfânt, nu se face pe o zi. Turiștii așa numitului Rai din Caplani pot afla istoria satului acaparat pe timpuri de turci, chiar de la localnici care sunt și actori scusiți. De azi înainte locul acesta se numească Cișmea, iar localitatea aceasta frumoasă, în cinstea mea, Caplan. Vizitatorii rămân încântați de prestația localnicilor, iar pe lângă asta oamenii pot gusta din bucatele tradiționale locului, cum ar fi plăcinta miresei, care, spun ei, este un adevărat deliciu. Iată așa, din 5 foi o facem frumos și apoi punem brânza după 3 foi, mai punem 2 și la cuptor. În Raiul din Caplani există și un teren de joacă pentru copii, un bazin cu apă rece de izvor în care turiștii se pot scălda, iar intrarea în parc este gratuită.